Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună-soare în RAC. Și haideți să vedem ce avem pentru RAC în octombrie. Ce vă rezervă octombrie? Ce avem pentru RAC? Regina de bute, 8 de bute, cred că cineva sparge tăcerea, 2 de monede, încă nu a găsit momentul pentru a vă da un mesaj. Justiția, carta balanței, asta înseamnă o relație. Deci, am senzația că cineva sparge tăcerea în sfârșit pentru a vă spune că de fapt doresc să fie împreună cu voi. Cavalerul de bute, deci 6 de cupe, cavalerul de cupe și cavalerul de bute și moartea, transformare, un nou ciclu în viața voastră. Nu uitați că aveți de-a face cu Saturn și 2 de cupe, 3 de săbii. Ați trecut printr-o perioadă nu tocmai bună. Posibil în urma unei dezamăgiri să începeți un nou ciclu în viața voastră, pentru că aveți cartea lumii și 2 de cupe. Deci, aici vi se dă pur și simplu și aveți magicianul. Asta înseamnă că pentru unii dintre voi poate a existat o nouă iubire în viața voastră, poate ați fost dezamăgiți, dar acum universul vă oferă cu totul altceva. Sau, mai bine zis, dacă acel 3 de spade ați crezut că nu va reveni acea persoană în viața voastră sau că pur și simplu poate nu se gândește la ceva serios în privința voastră, în sfârșit a venit acest 2 de cupe cu lumea. Transformare. Vom vedea acum ce avem aici cu transformarea respectivă. Regina de bute, împărăteasa. Wow, o energie extraordinar de frumoasă. Da. Sparg tăcerea. Sparg tăcerea. 4 de săbii. 3 de săbii. Deci atunci când nu vă așteptați, de fapt, treiul acela de săbii. Pentru unii dintre voi poate fi ceva legat de o vindecare dintr-o altă relație. Poate fi ceva la care nu mai aveți speranță. Din senin apare cu totul altceva. Justiția, pajul de spade, moartea, de două ori cartea morții, transformare. Transformare. Lumea și un nou început cu victorie. Ce vrea să-mi spună moartea, mai ales că este de două ori? În primul rând, cam în toate combinațiile, moartea va trebui să o luăm și ca pe ceva natural. Deci, este bine să petreceți mult timp cu cei dragi, pentru că avem de-a face 6 de cupe și moartea, posibil bătrânii dintre noi. Dar aici, în general, este o veste extraordinar de bună.
Și asta cu siguranță o vom discuta în extensie. Ce înseamnă moartea și 10 de monede? În plus, aveți de-a face cu 2 de cupe și 8 de bâte. Deci, pentru etalarea propriu-zisă, cu siguranță vor sparge tăcerea, cu siguranță în final vin spre voi cu o propunere, mai ales că aveți de-a face și cu împărăteasa, sunteți respectați, ei vă doresc enorm de mult. Moartea îmi spune că e o transformare. În capitol care se încheie și vine ceva mai bun în viața ta, un nou început și o victorie care are în față 2 de bâte și îndrăgostiții cartea gemenilor. Șansa și decizia pe care tu trebuie să o iei în viața ta este în urma acestei combinații pe care o aveți aici, pe care o vom discuta în extensie, cei care doresc, bineînțeles, unde aveți o mică surpriză de care vă puteți folosi, dar în mare ceea ce aveți aici este o plăcere, plăcerea de a trăi, chiar dacă unele lucruri se vor încheia pentru a începe altceva nou. Se încheie o ușă, se închide o ușă, se deschide o ușă. Deci ceva trebuie să se întâmple aici. În plus, am spus, aveți din nou, de două ori, sufletul perechea. Perechea ideală. Un nou capitol în viața voastră. Și vine foarte repede, cu o rapiditate extraordinară în viața voastră. Haideți să vedem, vom clarifica această energie, să vedem ce avem pentru voi de la oracolul iubirilor, iubiților. Ups, ce aveți aici? Deci este bine să iertați ceva ce se întâmplă în familie, având în vedere cartea morții. Ceva se sfârșește, poate se vindecă, dar poate că există și ceva la care ține de un sfârșit natural. Se sparge tăcerea, comunicare și posibil să vă mutați, care e posibil și aici. Posibil să vă mutați împreună sau o logodnă. Chimia vorbește de la sine. Retreat, ceva care a fost dat la o parte, revine. Haideți să vedem cum revine cu moartea și 10 de monede. Și ai încredere. Numai bine, la revedere și să aveți o lună frumoasă. Vă aștept pe partea cealaltă, cei doritori.